Incidența cazurilor de COVID-19 s-a dublat în Spania, iar autoritățile iau măsuri radicale. Tot mai multe regiuni impun carantină de noapte și limitează activitățile. După Valencia, Catalonia și Cantabria au hotărât să impună restricții de circulație între ora 1 și 6 dimineața, în mai bine de jumătate din teritorii, unde riscul epidemiologic este major, cu peste 1000 de cazuri raportate la 100.000 de locuitori. Galicia a anunțat că doar persoanele vaccinate sau cu PCR negativ vor avea acces în cluburi și alte localuri de noapte. De asemenea, și insulele Canare au cerut carantină de noapte, însă Tribunalul Regional a respins solicitarea autorităților. De altfel, Curtea Constituțională a Spaniei a anunțat că prima stare de urgență din martie, anul trecut, care a ținut spaniolii în casă pentru 2 luni și a interzis toate activitățile neesențiale, a fost neconstituțională. În Spania, peste 80.000 de bolnavi de COVID au murit de la începutul epidemiei. Casa Regală a organizat o ceremonie în memoria personalului sanitar din prima linie care și-a pierdut viața în lupta cu virusul.